poate cere ajutor. Primul ajutor în aceste situații este liniștirea pacientului, a victimei. Este foarte important să-și stăpânească mișcările respiratorii și în același timp să o încurajăm pe persoană să tușească, să tușească eficient. După cum știți, printr-o tusă eficientă și controlată, acel corp străin poate fi eliminat din căile respiratorii. În cazul unei obstrucții totale de cale respiratorii, în care aerul nu mai poate pătrunde în sistemul respirator, victima nu o să mai poată vorbi, o să se sufoce, drept pentru care trebuie să intervenim cu niște manevre mai complexe. Este foarte important ca în acele momente să ne poziționăm în așa fel încât să putem să și sprijinim victima, pentru că într-un scurt timp își poate pierde starea de conștiință și să cadă. Poziția este de sprijin. Orice victimă care are o obstrucție de cale respiratorie are tendința să-și ducă mâinile la piept, la gât. Noi trebuie să susținem pieptul victimei și trebuie să aplicăm 5 lovituri interscapulare, de jos în sus, cu o intensitate destul de mare și, după fiecare lovitură, trebuie să verificăm dacă a eliminat corpul străin. 1. 2. 3. 4. 5. Dacă nu obținem niciun rezultat în urma acestor lovituri, victimei trebuie aplicată cealaltă metodă de dezobstrucție, numită metoda Henry, pentru că el a fost inventată. Și aceasta se face în modul următor. Deci, se aplică la jumătatea superioară a abdomenului pumnul și cu celălalt pumn se execută niște mișcări de jos în sus și din față spre în spate. Mișcările trebuie să fie bruște, în așa fel încât să compresăm cutia toracică. Eu nu pot să insist acum cu aceste mișcări, pentru că aceste mișcări nu se fac la persoanele care nu au probleme, deoarece pot produce leziuni, daune care nu sunt de dorit. După ce se fac